Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta! Sunt Cristina Soare și mă bucur că ați ales să rămâneți și astăzi alături de noi. Vom petrece următoarele 15 minute în compania știrilor despre vreme, climă și mediu. Recent a fost dat publicității un studiu extrem de îngrijorător. Vă spunem imediat despre ce este vorba. Aflăm care este viitorul comunicațiilor spațiale. Se întoarce vara? Ne lămurește meteorologul ANM Mihai Hușciu, care ne aduce date importante despre evoluția vremii în prima săptămână de toamnă. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii. Organizația Meteorologică Mondială a dat publicității marți un comunicat despre dezastrele legate de vreme, al căror număr a crescut în ultimii 50 de ani, provocând mai multe daune, dar mai puține decese. Astfel, în perioada menționată, în medie, a avut loc un dezastru meteorologic pe zi. Potrivit atlasului editat de Organizația Meteorologică Mondială despre mortalitatea și pierderile cauzate de vreme și schimbările climatice, în perioada 1970-2019, au existat peste 11.000 de dezastre raportate atribuite acestor pericole la nivel global, cu puțin peste 2 milioane de decese și pierderi de 3,64 miliarde de dolari. Vă spunem imediat cum va fi vremea la noi în țară. Până atunci vorbim despre furtunile care afectează în continuare nordul și vestul Atlanticului. În timp ce Aida continuă să se deplaseze peste estul Statelor Unite, un nou val tropical venit de pe coastele Africii va determina dezvoltarea de noi furtuni în Atlantic. Acest val s-a organizat în depresiune tropicală. Vânturile predominante vor conduce în acest weekend, probabil, la un sistem ce se va dezvolta peste Atlanticul Central și care este posibil să ajungă să fie unul dintre cele mai longevive sisteme din Atlantic până acum. Noi vom urmări evenimentele și în ediția noastră de mâine vom reveni cu amănunte. Și pentru că am vorbit despre furtuni, iată și primele informații meteo ale ediției. Ne așteaptă un weekend cu vreme în general frumoasă, apar și câteva ploi pe aici, pe acolo, mai exact prin nord, prin nord-est, însă din cauza unei mase de aer rece ce va pătrunde în țara noastră, vremea va deveni răcoroasă pentru prima decadă a lunii septembrie, mai ales în Moldova, dar și în depresiunile din estul Transilvaniei. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea 5 grade în Brașov, iată 8 grade în Sibiu și în Cluj-Napoca. La amiază vreme bună, dar maximele nu vor depăși 26-27 de grade în vestul țării. Cu mai multe detalii vă aștept în principala rubrică meteo. În prezent, majoritatea misiunilor NASA utilizează comunicații cu frecvență radio pentru a trimite date către și de la nave spațiale. Cu toate acestea, pe măsură ce misiunile spațiale generează și colectează mai multe date, nevoia de capacități de comunicații îmbunătățite devine primordială. Comunicațiile optice vor oferi beneficii semnificative pentru misiuni, inclusiv creșteri ale lățimii de bandă de 10 până la 100 de ori mai mari decât sistemele de frecvență radio. Detalii chiar acum, în Minutul de Știință. Laserul este gata să revoluționeze modul în care Agenția Spațială Americană comunică cu navele spațiale. În prezent, misiunile agenției utilizează comunicații cu frecvență radio pentru a trimite și recepționa date. Undele radio au fost utilizate cu succes în comunicațiile spațiale de la începutul explorării spațiului. Cu toate acestea, pe măsură ce misiunile spațiale generează și colectează mai multe date, nevoia de capacități de comunicare îmbunătățite devine primordială. Echipamentele laser care utilizează lumină infraroșie invizibilă sunt una dintre aceste îmbunătățiri. Folosirea laserelor pentru codificarea și transmiterea datelor poate oferi rezultate de 10 până la 100 de ori mai bune decât sistemele radio actuale. Această capacitate avansată de transfer de date va permite comunității aerospațiale să transfere mai multe videoclipuri și fotografii de înaltă definiție din spațiu decât oricând, cum ar fi streaming 4K de înaltă definiție de dincolo de orbita Pământului. De asemenea, va permite sistemelor de comunicații să devină mai mici, mai ușoare și mai eficiente. Echipamentele vor sprijini viitoarele misiuni pe Lună și nu numai. Pentru început, se vor folosi pentru a transmite date între Stația Spațială Internațională și Sol. Laserul, având o lungime de undă mai mică decât undele radio, va oferi oamenilor de știință încă un avantaj, viteza de transfer. De exemplu, cu sistemele actuale de frecvență radio, ar fi nevoie de aproximativ 9 săptămâni pentru a transmite o hartă completă a planetei Marte înapoi pe Pământ. Cu laserele se va putea accelera acest lucru la aproximativ 9 zile. Acum să ne întoarcem la vreme și să vedem cum arată prognoza pentru săptămâna următoare în țara noastră. Amănunte ne aduce meteorologul ANM Mihai Hușciu. Mihai, bine ai venit! Ce vești ai?
Bun găsit, Cristina. Iată, avem un început de toamnă calendaristică cu vreme răcoroasă, temperaturi care au coborât deja de presiuni până aproape de limita de înghiț. 2-3 grade s-au înregistrat vineri dimineață în depresiunile din estul Transilvaniei, iar săptămâna 6-12 septembrie aduce o vreme în continuare răcoroasă, cel puțin în prima jumătate, temperaturi care se vor situa în continuare sub mediile multianuale, mai ales în jumătate de est a țării. Practic, începând cu ziua de duminică, se va produce o nouă pătrundere de aer rece dinspre nord-estul Europei și, ca urmare, vremea se va răci din nou, la început în Moldova, apoi și în partea estică, sud-estică a țării, inclusiv în capitală, un început de săptămână cu o vreme răcoroasă, temperaturi care ziua nu vor mai depăși 23-24 de grade, iar pe timpul nopților sunt estimate temperaturi în zona periferică a municipiului București de 8-10 grade, iar în țară temperaturi minime între 4 și 14 grade în general. În ceea ce privește temperaturile diurne, acestea se vor situa în general între 16 și 24 de grade la începutul săptămânii, cu cele mai scăzute valori în nord-estul țării, iar în sud-vest sunt așteptate temperaturi de 23-24 de grade, iar pentru a doua jumătate a săptămânii, așa cum arată estimarea, se va încălzi vremea treptat de la o zi la alta, iar temperaturile vor depăși din nou 25 de grade, cel mai probabil în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Spre weekendul viitor am putea atinge din nou temperaturi de 30 de grade. În ceea ce privește aspectul vremii, va fi o vreme în general frumoasă pe parcursul întregii săptămâni. Presiunea va fi din ce în ce mai ridicată și, ca urmare, nu așteptăm prea multe ploi. Ploi sporadice pe la munte ar putea să mai apară și poate spre weekendul viitor o ușoară instabilitate tot în zonele montane. Cu alte cuvinte, o săptămână stabilă, fără prea multe precipitații. Și pentru că ne auziți de multe ori pomenind cuvântul rafală în prognozele pe care vi le oferim în emisiunea noastră, iată ce explicație ne dă Meteodicționarul pentru acest cuvânt. O rafală este o creștere bruscă și de scurtă durată a vitezei vântului în raport cu valoarea ei medie. Există și rafale de zăpadă, care sunt averse de ninsoare, în general slabe și de scurtă durată. Așa cum vă promiteam mai devreme, iată care va fi evoluția vremii la noi în acest weekend. La noapte cerul va fi variabil, însă atmosfera se anunță rece pentru această dată. Meteorologii anunță temperaturi minime cuprinse între 3 și 15 grade. Cele mai mici valori vor fi în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine dimineață și mâine noapte vremea se menține răcoroasă, la amiază vreme frumoasă cu câteva înorări și ploi locale în nord și în nord-est, iar vântul se va intensifica prin Dobrogea și pe la munte. Temperaturile maxime vor tinde spre 28 de grade, dar numai în sud-vestul țării. În București urmează o noapte liniștită, dar rece și aici, 10 grade vom avea în termometre, mâine soare cu nori și 27 de grade, poimine temperatura scade și vom avea doar 24 de grade Celsius. La munte, vremea se încălzește ușor, adică temperaturile cresc, dar foarte puțin. În continuare, vremea rămâne rece pentru prima săptămână din luna septembrie. Apar și ceva ploi, dar mai ales în zona Carpaților Orientali. Cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, 9 grade. La malul mării, vremea va fi în general frumoasă, dar vântul va continua să prezinte intensificări. În aer vom avea până la 24 de grade, iar în apa mării în jur de 22 de grade. La nivelul întregii țări, ziua de poimine aduce vreme bună cu înorări în centru, în sud, în sud-est, unde vor fi ploi. În rest, așa cum vă spuneam, iese soarele, iar temperaturile maxime vor tinde spre 26-27 de grade Celsius. 1 miliard de copii sunt expuși riscului extrem de ridicat de a resimți impactul crizei climatice. Tinerii care trăiesc în Republica Centrafricană, Ciad, Nigeria, Guinea și Guinea-Bissau sunt cei mai expuși riscului de a resimți impactul schimbărilor climatice, care le pun în pericol sănătatea, educația și protecția și îi expun unor boli fatale, potrivit unui raport al UNICEF lansat recent. Organizația a publicat recent un nou raport care afirmă că, deși copiii din întreaga lume sunt expuși riscului, copiii din unele dintre cele mai afectate țări se confruntă cu probleme mai multe și mai mari și deseori suprapuse, care le amenință dezvoltarea și viitorul.
Raportul spune că tinerii care locuiesc în Republica Centrafricană, Ciad, Nigeria, Guinea și Guinea-Bissau sunt cei mai expuși riscului în prezent. Se estimează că 850 de milioane de copii, unul din trei la nivel mondial, trăiesc în zone în care se suprapun cel puțin patru dintre aceste șocuri climatice și de mediu. Bună seara și vă mulțumim că ați luat în considerare acest raport. El introduce pentru prima oară conceptul de risc climatic pentru copii și face și o estimare. Și e importantă pentru că copiii de fapt sunt cei care spunem cu toții că vor moșteni pământul. Din păcate, pe lângă faptul că îl vor moșteni într-o stare deteriorată, de fapt ei chiar trăiesc și trăiesc copilăria în, făcând față unor situații extreme legate de schimbări climatice și de riscuri de mediu. Cu 74.880 de kilotone de emisii de dioxid de carbon, care reprezintă 0,22% din emisiile globale, și emisii pe cap de locuitor de 3,85 de tone metrice, România se numără printre țările cu emisii de dioxid de carbon de nivel mediu superior. Avem, din păcate, o perspectivă destul de negativă, pentru că o jumătate din populația României, inclusiv jumătate din populația de copii, locuiește în zone rurale. Și aceste zone rurale, deși idilic noi le considerăm cele cu aer curat, de foarte multe ori aici resursele de apă sunt fie de proastă calitate, fie insuficiente. Pe lângă asta se adaugă o mulțime de zone urbane supraaglomerate unde traficul face deja niște valori de calitate a aerului foarte nefericite. Avem și aici, deși nu măsurăm în mod, să spunem, sistematic și științific toate efectele, avem unul dintre riscurile cele mai mari din Europa de îmbolnăviri în rândul copiilor legate de poluarea aerului. Raportul avertizează că, fără măsurile urgente necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, copiii vor continua să sufere cel mai mult. UNICEF solicită guvernelor să sporească investițiile pentru a ajuta copiii afectați să se adapteze la aceste schimbări climatice și să îi ajute să devină mai rezistenți prin adăugarea de servicii, precum sisteme de igienizare și igienă, servicii de sănătate și educație. Acum să vedem ce spune prognoza pentru continentul european. Așadar, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, mâine vremea se anunță frumoasă, iar la amiază meteorologii anunță până la 30 de grade în Madrid. În Paris, vreme bună cu 29 de grade. În țările sudice, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate când va ploua, iar în peninsula balcanică, vremea va fi frumoasă și caldă până la 29 de grade în Atena. În țările centrale și în cele de răsărit, vremea va fi în general mohorâtă, va ploua, iar vântul va prezenta intensificări. Temperaturile continuă să scadă, iată 11 grade vor fi în Moscova și cel mult 12 grade în Helsinki. 30 de grade și un cer fără nori astăzi în Haiti, o țară insulară din America Centrală, situată în Antilele Mari din Marea Caraibelor. Mâine va fi chiar mai cald, dar să vedem și alte câteva temperaturi și fenomene în alte regiuni de pe glob. Vara este pe terminate și zilele petrecute la malul mării vor deveni curând o amintire. Numai oamenii adoră să petreacă timp jucându-se în valuri. Vă invităm să priviți imaginile fără alte comentarii. Am ajuns la final de ediție. Mâine, de la ora 19:35 de minute, aflăm ce fenomen poate opri temporar dezvoltarea furtunilor tropicale și de unde ne putem informa despre prognoza referitoare la incendii. Acum vă lăsăm cu imaginea zilei. Nu uitați că ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Pe curând!